mai prezenta încă o chestie surpriză pe care o vom vedea mai spre sfârșit. Mai întâi vreau și eu să vă zic câteva cuvinte despre Boundary, că nu am auzit, am auzit acum două întrebări pe care și mie mi le puneau foarte des clienții și la care nu știam ce să răspund și m-am documentat. Primul e cel cu Boundary, dacă un Boundary mare înseamnă neapărat un lucru rău. Și după ce am citit la niște oameni deștepți, un Boundary mare, dacă nu corelezi cu nimic altceva, nu înseamnă neapărat un lucru rău. De ce? Să luăm următorul caz. Dacă o persoană caută ceva pe Google, ajunge pe site-ul tău, găsește ceea ce îl interesa și a ieșit afară. E un lucru rău? Nu e un lucru rău deloc. Na. Și a doua întrebare e, era aceea cu AdWords-ul și Analytics-ul și vizitele și vizitatorii și de ce sunt lucrurile diferite. Să vă spun ce e simplu, pentru că într-o parte sunt click-uri, într-o parte sunt vizite. Vizitele 5 jumătate de oră, dacă cineva dă mai multe click-uri într-o jumătate de oră, e chestia și de script. Eu am vorbit și la Google de treaba asta. La un moment dat aveam bugete destul de mari încât de managerit, încât vorbeam direct cu ei și întrebau. Adică cum mă întreba pe mine un client o chestie, mă duceam și eu și întrebam ca să văd de ce și de multe ori nu știau să-mi răspundă. Bun, dar să revenim la treaba asta. În primul rând, lumea se percepe. E chestie senzațională ce se întâmplă aici, adică nu știu dacă la multe din întâlnirile din România de internet sunt atâția oameni și atâția oameni interesați să contribuie și să discute de obicei. Nu știu dacă ați fost pe la conferințe sau pe la workshop-uri, de obicei vin cam aceiași oameni care vin acolo doar să vorbească, să vadă ce au mai făcut unii alții, mai mănâncă un pișcot, mai bea o bere, să poată să duc acasă. Ce se întâmplă aici e un lucru excepțional și vreau să-i felicit pe Olivian și pe Ionuț, care mi-au promis că ajunge la 10 să asiste, dar încă nu au apărut. Comunitatea Traffic Grow. Noi în trafic avem cam, nu știu, bănesc că știți de trafic cum rău, dacă vă o părere bună sau părere proastă, dar ce vreau să vă zic, în trafic greu avem cam 47.000 de site-uri, acum 46.000 și câteva zeci de mii de proprietari de site-uri și de webmaster. Și toți oamenii ăștia, cel mai probabil, bănuiala noastră este că ei simt nevoia uneori să discute, să facă schimb de informații, dacă au o problemă, să întrebe. Și de aceea mi s-a părut firesc ca să facem o comunitate. De fapt, e mult spus o comunitate, să facem un spațiu online unde se poată face, unde ei să poată face schimb de informații. Și de asemenea, prin comunitatea asta, noi ne-am propus să ajutăm la formarea și la promovarea specialiștilor de internet din România. De exemplu, în sensul ăsta, cineva a scris un articol foarte, foarte fain în comunitate despre cum alegem o companie de hosting. Am preluat articolul, cu acordul lui, bineînțeles, și l-am trimis în newsletter-ul săptămânal pe care noi îl trimiteam la Traffic. Și a treia chestie, da, Traffic sunt foarte mulți proprietari de site-uri, dar sunt foarte mulți proprietari de site-uri care nu sunt specialiști. N-ai cum să fii specialist și pe SEO, și pe AdWords, și pe banner, și pe design, și pe copywriting, etc. Și atunci când apare o problemă, e mult mai simplu să ai un loc unde să te duci, să întrebi și să știi că cineva ți poate răspunde la întrebare. Cum a apărut parteneriatul ăsta dintre lumea SEO și comunitatea Traffic? Ionuț, pe el, nu știu de mai de mult timp, de un an sau 2 ani de la Open Cafe. Open Cafe iar e o întâlnire senzațională, tot de genul celei de aici. Scuze-mă pentru reclamă, dar e tot de acolo. Așa. Și el mi-a zis el a făcut o altă întâlnire, mi-a zis că împreună cu Olivian, care aveau și eu altă întâlnire, vor să facă o chestie SEO pe PC comună și dacă aș fi interesat să vin să particip, să vorbesc, nu știu. În timp ce-mi vorbea de treaba asta, de lumea SEO pe PC, s-a cam potrivit cu momentul în care făceam noi comunitatea și ceea ce doreau ei să facă cu lumea SEO pe PC în offline,
doream noi să facem un offline, un online. Adică o componentă puternică de educare, o componentă puternică de networking, o componentă puternică de relaționare. Ambele sunt și într-o parte și în partea cealaltă. Bun. Care ar fi beneficiile pentru voi, pentru noi, de fapt, pentru o asemenea colaborare? Păi, în primul rând, putem să dezbatem pe larg toate subiectele care se discută aici în două ore. Na, pe internet, nu știu dacă e nevoie să mă vă mai spun, dar timpul e nelimitat, se poate intra oricând, spațiul e cam la fel. Și, na, de exemplu, dacă cineva acum ajunge acasă și vede ceva despre Boundary sau despre Analytics sau poate să-i dea o idee lui Sorin care o să prezinte un studiu de caz, poate să intre foarte frumos dacă nu cunoaște personal, nu are Twitter-ul lui sau adresa de mail, să zic acolo, băi, vezi că am găsit chestia asta, schimb de informații relevante, feedback la diverse probleme apărute, nu știu dacă voi mai sunteți activi și în alte comunități sau dacă mai cunoașteți și alți oameni care fac SEO și PPC. Pentru că dacă nu cunoașteți, atunci e destul de greu. Adică asta mie nu mi se pare că e un lucru, e un job pe care poți să-l faci singur. Trebuie să cunoști lumea, să fii activ în forumuri, să citești foarte mult. Putem să facem teste pe proprietarii de site-uri. Cum? Sunt, cum v-am zis, sunt proprietari de site-uri care nu știu SEO și care poate își postează site-ul acolo și care cer câteva insight-uri, câteva chestii pe care poate să le facă pe site-urile lor, astfel încât să rancheze mai bine. Așa am învățat și eu SEO. Am făcut teste mai întâi pe prieteni, formă pe clienți, n-ai cum să nu testezi niciodată, nu testa pentru că valide. Putem să găsim clienți și parteneri. Nu vă așteptați, de fapt, nu se știe niciodată, dar nu vă așteptați să găsiți clienți cu bugete de 10.000 de euro în comunitate sau, eu știu, dar e foarte probabil să găsiți clienți care au 500 de euro, 1.000 de euro, 2.000 de euro și care vreau să se de site-uri. Dacă le răspundeți, dacă răspunsul îi se pare interesant, e posibil ca să vă contacteze să continuați colaborarea. Sau parteneri, nu știu, poate e cineva care are un site și care se ocupă de partea de programare, de content, dar ar avea nevoie de cineva care să-i optimizeze. E foarte simplu vorbit, înțelegeți. Dar cel mai important lucru care mie mi se pare este că SEO și PPC-ul trebuie promovate puternic greu de tot, pentru că în momentul de față în România, nu știu care este părerea voastră, dar dacă lucrați pentru clienți, cât de aici lucrează pentru clienți? De bugetele sunt foarte, foarte, foarte mici. Adică dacă te duci și ai bine ori în ce are o campanie de banner, poate de 100.000, 50.000 de euro. În schimb, dacă faci SEO pentru un client, câteva sute de euro sunt foarte, foarte, foarte mult. Ceea ce nu-i rău, pentru că, na, ăștia-s banii, dar atâta timp cât SEO și AdWords-ul, PPC-ul nu sunt promovate ca soluții eficiente și soluții mai bune sau alternative, complementare, cum vreți să le zicem, nu știu dacă o să avem o șansă să facem bani, cum pentru clienți. Dacă lucrăm pentru noi, iar e destul de nasol, pentru că majoritatea site-urilor mari, care ar putea să plătească mai bine, de exemplu, dacă nu sunt clienți, de fapt, dacă nu sunt clienți care cumpără AdWords și dacă iau un site de content și vreau să pun ads în speli, iar ne avem cine să cumpere cu bugete mari, nu primesc nicio bani. Și tot așa, lucrurile sunt înăuntrite. Bun, și întrebarea pe care, după ce am apucat eu de SEO, am auzit cel mai des de la prietenii mei și de la cunoscuți, ce părere ai de site-ul meu? Întrebarea asta e magică, pentru că asta cam ne ajută pe noi să învățăm și să evoluăm. Și un client, când vine la tine, tot la fel te întreabă, ce părere ai de site-ul meu, putem să facem ceva? Dacă da, zic cam ce, cam cât durează, cam câți bani, prea mult, etc.
Și ce ne-am gândit noi să facem? Nu știam exact cum să abordăm parteneriatul ăsta și am vorbit cu Colivian și cu Ionuț, care încă n-a venit. Și am zis, hai să facem un concurs. Concurs, vorba tine, ce părere ai de site-ul meu? Și să alegem, timp de 4 săptămâni la început, să vedem cum merge, 4 site-uri ale oamenilor de aici. Și noi toți să ne dăm cu părerea. Să facem un fel de audit, mini-audit sau, nu știu, cum vreți să-i spuneți. Și la sfârșit, omul ăla care și-a pus site-ul joc, ca să zic așa, să beneficieze de experiența și de cunoștințele noastre. Și iar răspunsul care consider el că l-a ajutat cel mai mult, să primească una din chestiile astea. Primele 3 cărți sunt propuse de Olivian, ultima, Search Engine Optimization PHP, propusă de mine, e o carte mai tehnică, pentru cine știe PHP, în schimb e foarte, foarte bună pentru SEO. Din nou, dacă nu citești, nu ești activ pe forumuri, pe bloguri, nu ai cum să faci nici SEO, nici pe PC, nu ai de unde să înveți. Deci e foarte, foarte, foarte important să citiți. Eu, de cum am apucat de treaba asta, m-am propus să citesc o carte pe săptămână, de marketing, în general, nu neapărat de SEO sau de PPC, nu prea am reușit, dar e un must. În schimb, citesc foarte multe bloguri, dacă vreți, o să vă dau lista mea de bloguri. Bun, și o să luăm pentru săptămâna aceasta pe Mihai, care are site-ul pauză, acum am vorbit cu el, aseară mi-a venit ideea, că știam că se prezinte și eu și noi ne știm de mai demult de la Open Coffee. El are un site, eoferta.ro, eoferta.ro, un site mult mai bun acum față de cum era anul trecut, nu? Și o să încercăm să analizez, adică eu cel puțin o să fac treaba asta. Și cum o să fac? După modelul pe care l-am pus aici pe slide. În primul rând, când cineva face și când eu fac un audit SEO, primul rând mă uit la situația actuală în modul de căutare. De fapt, în primul rând, am grijă să vorbesc cu clientul ca să văd de pun niște întrebări pe care am uitat să le adaug aici, dar o să-i le pun în particular de Mihai și o să avem răspunsul acolo. Care e targetul, cine lucrează el pentru PHP, dacă are cine să facă o lucrare de încât timp, de contul de analitic, de cuvintele cheie, de structura site-ului, sunt chestii pe care clientul, de obiectivul site-ului, sunt chestii pe care clientul ar trebui să le spună. Și, în primul rând, m-am zis, mă urma și ca la situația actuală, motoarele de căutare, și mă urma și ca un site, ce pot să fac pe site. Cuvinte cheie, arhitectură, link-uri interne, externe, URL-uri, title-uri și meta, probleme de genul conținut duplicat, dacă sunt pagini unde robotul nu ajunge, dacă sunt pagini unde robotul ajunge, dar nu sunt indexate, dacă are un site map făcut corect, dacă are un site map robotul, dacă e făcut corect, etc. Și în ultimul rând, pentru 3, care mie mi se pare cel mai important, dar care de cel mai puțin exemplificat aici, este ce se poate face independent de site, adică off-page. Și de ce nu l-am exemplificat? Pentru că off-page ce poți să faci? Cel mai important, toată lumea știe, bănuiesc că cel mai important pentru SEO e link. Sunt de acord, dar conținutul contează enorm. Important să ai un conținut, important să ai un site link. Dar ceea ce contează cel mai mult sunt link-urile. Ca să vă dau un exemplu, în sensul ăsta, cum am apucat eu de SEO, am văzut, nu știu dacă știți, de Stamper.net, sunt unii care luau vreo $800 pe lună sau cât luau? 680 de dolari pe lună și aveau niște DVD-uri și oricum foarte, foarte prețioase informațiile. Lasă găsesc și online. Acum da. Și vă dau un exemplu ei cu site-ul iRobot.com, era site-ul filmului iRobot, care ajunsese pe primul loc pe Google.com pentru căutarea robot, doar din link-uri, pentru că site-ul era un flash atât. Și în momentul ăla, acum 4-5 ani, nu mai știu, clar Google nu știa să indexeze flash-ul. Deci link-urile sunt foarte importante.
link-urile îți dau și autoritate, îți dau tot ce vreți voi, mai puțin de câine care n-am. Bun. Nu știu dacă mai am ceva. Asta e pagina de comunitate cu trafic.ro. În partea stângă puteți cere o invitație, în partea dreaptă cu telefon. Și cam atât. Cum v-am zis, o să-i pune întrebările, câteva întrebări lui Mihai, că o să-i fac și un cont și el o să fie activ acolo ca să poată să vă răspundă și dacă voi vreți, puteți să-l ajutați cu idei. Nu știu când e următoarea ediție. Marți. Atunci o să țină până marțea viitoare, prima etapă. Deci nu marțea asta, cealaltă? E cam din scurt. Ok. Așa, și primul care... Mihai o să aleagă cel mai bun răspuns, răspunsul pe care crede el că l-a ajutat cel mai mult. Iar prima persoană care câștigă o să-și aleagă una din cărțile respective. Azi o să dau comanda, sper să ajungă, nu știu, în cât timp ajungă, câteva săptămâni. Cam atât, vă mulțumesc dacă aveți întrebări.